cazul Procurorului General am zis că va fi un concurs public, transparent. Evident, ne dorim să participe la acest concurs cât mai mulți oameni integri și buni profesioniști, pentru că atunci vom avea din ce alege. În același timp, cred că nu putem compara situația de acum câțiva ani. Acum chiar cei care sunt în politicul din Republica Moldova, cei care suntem la putere, ne dorim ca acolo să ajungă oameni onești și independenți, nu oameni care sunt controlați. Nu putem să spunem în ce măsură și câți procurori sunt controlați în continuare de plahotni. Nu putem să speculăm, inclusiv decizia de astăzi, depunerea sechestrului pe averea lui Șor, ar putea să fie o decizie comandată de către Plahotniuc sau poate să încerce să spele imaginea unor procurori care în continuare sunt controlați, dar pentru a crea impresia publică că ei s-au eliberat și, uite, merită să rămână acolo. Bineînțeles că poate exista și situația în care, eliberându-se de controlul lui Plahotniuc, unii procurori să vrea să revină la practica în care ei singuri își fac legea cum le dictează buzunarul, și asta este un pericol. E cert că procuratura trebuie reformată, e cert că în procuratură trebuie să ajungă manageri care să facă ordine, să-i scoată din sistem pe toți cei care au comis ilegalități, care au comis abuzuri, care au închis ochii la abuzuri, care au tolerat sau participat în scheme de corupție, indiferent de ce se va întâmpla în procuratură în următoarele zile și săptămâni, fără schimbare managementului de acolo și fără o reformă profundă, lucrurile nu vor reveni la normal. Atâta timp cât nu se face justiție corectă, evident că se încearcă să se transmită sau să se pună anumite... să se creeze anumite confuzii în care să fie atras guvernul. Cetățenii trebuie să știe că guvernul nu face justiție, guvernul nu poate să opereze modificări în rândul judecătorilor și procurorilor, dar guvernul, prin toate căile, pe toate metodele legale, va promova reforma justiției și vom lucra împreună în Parlament ca să curățăm sistemul. Am vizitat Consiliul Suprem al Magistraturii. Au venit cu niște decizii, dar ele sunt și întârziate și insuficiente, pentru că nu e suficient să-i suspensi din funcție pe unii capi ai sistemului judecătoresc. Acolo trebuie să se facă investigații și, mai mult decât atât, trebuie promovați altfel de oameni. În următoarele zile o să vedem ce o să se întâmple în procuratură. Știți că există cerere și în societate pentru ca procurorul general să plece. Există cerere în raport cu cei de la Curtea Supremă de Justiție, inclusiv cu membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Dacă lucrurile nu o să se întâmple, atunci va trebui să modificăm legile și să curățăm sistemul.